urmașii lui Hristos vor face lucrări mai mari decât el. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Ioan 14:12. Hristos nu a vrut să spună că discipolii săi vor depune eforturi mai mari decât el, ci că lucrarea lor va avea o mai mare amploare. El nu s-a referit numai la înfăptuirea de minuni, ci la tot ce urma să aibă loc prin lucrarea Duhului Sfânt. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Ioan 15:26-27. Aceste cuvinte s-au împlinit într-un mod minunat. După coborârea Duhului, ucenicii erau atât de plini de dragoste față de el și față de cei pentru care murise el, încât inimile oamenilor erau mișcate de cuvintele rostite de ei și de rugăciunile înălțate de ei. Ei vorbeau prin puterea Duhului și sub influența acestei puteri, mii de oameni se converteau. Ca reprezentanți ai lui Hristos, apostolii urmau să lase o impresie profundă asupra lumii. Faptul că erau oameni umili nu avea să le diminueze influența, ci avea să le osporească, fiindcă gândurile ascultătorilor lor aveau să fie îndreptate dinspre ei spre Mântuitorul, care, deși nevăzut, încă mai lucra împreună cu ei. Învățătura minunată a apostolilor, cuvintele lor de curaj și de încredere, aveau să-i asigure pe toți că puterea nu era a lor, ci a lui Hristos. Ei declarau cu umilință că cel pe care iudeii l-au răstignit era Domnul vieții, Fiul viului Dumnezeu, și că în numele lui făceau lucrările pe care el le făcuse. În noaptea de dinaintea răstignirii, în discuția pe care a avut-o în particular cu ucenicii săi, Mântuitorul nu a vorbit deloc despre suferința pe care o îndurase sau pe care avea să o îndure. Nu a vorbit despre umilința ce îl aștepta, ci a căutat să le aducă în minte acele gânduri care aveau să îi întărească în credință, determinându-i să privească în viitor spre bucuriile care îi așteaptă pe cei biruitori. El se bucura la gândul că putea și că avea să facă pentru ucenicii lui mai mult decât promisese, că de la el se vor revărsa dragostea și compasiunea, curățind templul sufletului și aducându-i pe oamenii la asemănare cu el în caracter, că adevărul lui, însoțit de puterea Duhului, va porni biruitor și ca să biruiască. V-am spus aceste lucruri, spunea el, ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33.